Întâlnirea anuală la Mediaș, Dorian Rogozencu, Turneul Regilor, ediția a 11-a, cu multe noutăți. Bine te-am regăsit, Doriane. Ne aflăm înainte de festivitatea de premiere. Cum? Câteva impresii după comentariile tale și după părerea ta, cum a fost turneul ăsta? Păi, ca de obicei a fost, eu sunt bucuros că sunt în Mediaș la Turneul Regilor. Acest an a fost pentru prima dată un format nou cu 4 jucători la turneul masculin, 4 jucători la turneul feminin. Pentru prima dată a fost un turneu de femei, unde am avut jucătoare de excepție. Și la băieți și la fete am avut jucătoare de excepție, jucători de excepție. Și eu mă bucur foarte mult că am început și paralel cu turneul masculin și unul feminin și sper să fie ceva tradițional, pentru că în lumea șahului există multe turnee masculine, dar turnee feminine care să fie tradiționale nu prea există. Dacă noi o să reușim să ne ținem de acest format cu 3 jucători de elită plus un jucător român și același lucru la femei, după părerea mea este ceva deosebit, ceva foarte frumos și dacă reușim să și chemăm campionii mondiali, cum am reușit în anul în acest an, că am avut campion mondial la șah rapid, campion mondial la blitz, și la băieți, și la fete. Am avut cele mai mari talente din șahul românesc, deci e un mare lucru. Deci, din nou, am gazul și clubul Elisabeta Polihonia a reușit un lucru foarte frumos. Ca și rezultate, era ceva previzibil? La fete, oarecum, pentru că am avut-o pe dublă campioană, Ana Muzicic din Ucraina, campioană la blitz și la șah rapid, i-a câștigat relativ clar turneul. La băieți era de prevăzut o luptă între Ivanciuc și Kariakin, pe care însă Ivanciuc s-a dovedit la sfârșit că el a fost clar mai tare. Deci asta e oarecum neașteptat. Se prevedea o luptă între ei, dar de fapt luptă n-a prea fost, pentru că Ivanciuc a jucat excepțional. De fapt, la jumătatea turneului de astăzi, a venit Kariakin la mine și m-a rugat un lucru. Și am zis, poți să mă rog un singur lucru, să joci tu mai bine. Deci, asta trebuie să-ți dorești tu acum. Și el a zis că nu, zice că lasă, fă ceva ca să nu joace Ivanciuc așa de bine. Adică Ivanciuc a jucat, el e un jucător de excepție, doar că în ultimii ani n-a prea reușit să strălucească, iar aici a făcut-o din nou. Deci, jos pălărie. El a mai câștigat turneul Regilor de 2 ori și acum l-a câștigat din nou, deci foarte, foarte impresionant. Despre evoluția românilor ce poți să ne spui? Le-a fost greu la amândoi, mai ales cu Enii Peptan a fost greu, pentru că ea nu are practică la șah rapid, la blitz. Toate 3 adversare ale ei din turneu au fost jucătoare de excepție, deci e foarte greu să lupte cu ele și eu sper că ea poate o să aibă mai multă practică pe viitor, dacă o să vrea să joace în așa turnee. I-a fost greu și cred că o să tragă concluziile care trebuie să le tragă o jucătoare de nivelul ei. La băieți a fost poate un pic mai multă luptă cu Bogdan Daniel Deac, care a început greu turneul, dar prin talentul său el a reușit la un moment dat să revină aproape la un nivel egal. Numai că lui mai trebuie stabilitate. Deci eu cred că ei pot să învețe foarte mult din astfel de experiențe. Această nouă formulă de turneu pentru tine ca și comentator de partide a fost din nou o noutate? A fost o noutate, într-adevăr. Bun, da. Cum a fost la blitz? Exact asta m-am temut cel mai tare, de comentariile live ale partidelor de blitz. Însă s-a adevărat că eu m-am pregătit destul de bine. Nu știu dacă aici nu se vede, dar eu sunt înconjurat de monitoare, care a fost o soluție spontane. Astăzi dimineața am pregătit totul, să am câteva backup-uri, să văd ce se întâmplă și cu camerele video la jucători și totul. Eu zic că a fost bine. A fost, mie mi-e clar unde se mai poate îmbunătăți, dar e mai bine decât mă așteptam. Eu eram aproape convins că la un moment dat nu o să mai meargă. Nu o să mai meargă pentru că sunt prea multe partide care se desfășoară foarte repede, dar nu, a fost chiar foarte bine. Deci, sunt mulțumit. Am avut ghinion că nu, sau a fost un ghinion că nu l-am avut pe Carlsen la turneu? Știu că s-au dus tratative, au fost 2 date avansate. Da, pe Carlsen în ziua de astăzi este foarte greu să-l obții. Nu știu dacă putem să spunem că am avut ghinion, pentru că mai există și o parte pozitivă, aș spune eu chiar, pentru că dezvolt. Când îl ai pe Carlsen, totul se învârte în jurul lui Carlsen.
Și practic, oricât de excepționale ar fi alți jucători, ei rămân în umbră. Da. Da, sunt în umbră. E, acum am văzut că aproape cu siguranță că un jucător ca Carlsen, Ivanciuk n-ar fi putut să strălucească. Psihologic e foarte greu să lupți cu așa un monstru ca Carlsen. Eu nu cred neapărat că e doar parte negativă că nu l-avem pe Carlsen. Pentru că, repet, fiecare dintre participanții din acest an la turneul regilor sunt jucători de excepție. Și noi putem foarte bine să urmărim exact evoluția lor. Carlsen, ar fi frumos să-l ai și pe Carlsen, dar acolo trebuie gândită poate un pic altă formulă. Deci, sau să fie turneu clasic, șah clasic, sau un pic altceva. Deci așa cu turneu paralel de băieți și de fete, mi se pare formula ideală așa cum o avem. Dacă ar fi fost și Carlsen, clar că n-ar fi fost rău, da. Dar nu cred că trebuie exagerat cu dorința asta, părerea mea. Pentru anul viitor, ai niște nume deja în minte? Nu, de fapt, mai mult decât atât. Eu, dacă ar fi să repetăm experiența din acest an ca format, eu mai mult aș aștepta poate un pic. Aș aștepta să vedem cine la acest moment este foarte sus. Că, de exemplu, dacă ar fi să aleg acum din nou, sau să alegem așa, să vedem cine s-a potrivit foarte bine, ar mai apărea un nume două care s-ar vedea foarte bine, care exact în acest moment se află pe vârf, pe val. Deci, asta mă gândesc că un nume, doi, e frumos tot timpul să avem pe campionii mondiali, la Blitz și la șah rapid, iar în rest trebuie poate un pic de așteptat și de văzut cine anume în această perioadă câștigă totul și s-a potrivit foarte bine la turneul regional. Ca și perioada de desfășurare a turneului e perfectă? Noiembrie, toamna? Nu cred. Deci, din punctul meu de vedere, ar fi mai bine să se ducă mai spre vară, să fie vară. Pentru că atunci vremea mai frumoasă, e mai mult timp, lumina de zi, e parcă un pic altă atmosferă. Da. Problema este că... Cu șahiștii ce fac? Odată, da, programul turneilor șahiste este foarte încărcat. Iar noi nu putem, de exemplu, să stabilim acum, pentru că depinde de mai mulți factori și, practic, noi stabilim un pic mai târziu și atunci depindem noi de calendarul altor turnee. Eu personal mi-aș dori să fie mai spre vară, septembrie, august, iunie, iulie, orice perioadă de atunci. Da, ok, e foarte bine și acum, bineînțeles. Numai că e foarte, foarte încărcat. Noi, de exemplu, Kariakin pleacă de aici și zboară la Londra, la unde începe un turneu, unde joacă și Carlsen, este London Chess Classic, un turneu de șah clasic. Deci noi suntem efectiv prinși când clește cu perioada asta. Deci în vară ar fi, cred că, un picuț mai liber, dar trebuie stabilit cu mult dinainte. Nu e un moment simplu, e greu de găsit o perioadă ideală. Revii cu plăcere la Mediaș? Oricând, cu mare plăcere, cu multă plăcere, pentru că ne întâlnim o dată pe an cu mulți oameni, îi văd și de fiecare dată parcă e ceva foarte frumos, nu știu, eu mă simt foarte bine aici. Mulțumesc și ne revedem la anul. Ne revedem la anul, sper și eu, mulțumesc.